Bună ziua! Bună seara, dragi prieteni din fecioară! Haideți să vedem dacă se întoarce un ex la fecioară în luna mai. Haideți să vedem. Dacă se întoarce ex-ul în luna mai la fecioară. Haideți să vedem. Sau dacă se îmbunătățește o relație, dacă este răceală între parteneri, da? Văd. aici vă văd pe cineva care vă cere de nevastă, da? Un om care este bine, stă bine material, dar cu care ați putea avea succes în final. Deci nu cred că această persoană se întoarce pentru că vă văd cu altcineva, deja. Deci veți fi cu altă persoană, nu cu exul sau exa. Văd că aveți căsătorie, împăcare cu altcineva, da? Ați fost neliniștiți sau ați încercat să vă împăcați cu un ex sau ați încercat să căutați pe ex, ex dar văd nu, văd, nu, văd, împăcare, da? Văd totuși că vă simțiți împlinită, împlinit, văd că vă gândiți cu șansă de viitor, vă gândiți, sunteți pozitivi, da? Văd o persoană din Taur, o persoană din Berbec, poate fi o persoană din Capricorn sau Săgetător. Văd multe priorități, multe, aveți multe de făcut, mai ales femeile. Sunteți foarte ocupate, cele din Fecioară. Nicio speranță de îmbunătățire a relației cu un ex nu aveți, mai ales femeile. Bărbații la fel, vă văd deziluzionați, fără vise, fără speranță. Dar totuși aveți și un comportament greșit, cei din Fecioară la bărbați, da? Nu știu de ce mi arată că aveți un comportament greșit. Și veți fi ambii, veți fi cu alte persoane, nu cu aceeași persoană. Sunt greșeli ireparabile, parcă femeia ar vrea să repare, dar partenerul sau celălalt partener al dumneavoastră nu dorește să repare. Dumneavoastră doriți Doriți să reparați greșelile, dar nu vă văd cu șansă de împăcare, nu. Vă văd, v-am spus, pe femeie, deși pe femeie și pe bărbat, vă văd că vă, vă veți căsători sau veți face relație, veți avea relație cu al, alte persoane. Da. Vă văd în divorț, în separare, vă văd că acea relație care ați avut-o a avut eșec. Că n-ați fost atenți destul sau n-a fost atentă persoana cu dumneavoastră, cum ar fi trebuit. Ați avut multe neliniști, multe probleme cu această persoană. Ați încercat tot timpul să protejați această relație. Da? Ați stat pe gânduri și parcă și persoana, partenerul asta pe gânduri să gândească să vin, să mă întorc, să nu mă întorc. Da, dar până la urmă văd că totuși ați avut. Mm, dumneavoastră parcă ați, av, ați fost sincer, ați avut fidelitate, sinceră, da, dar cu noroc, dar nu a mers atunci și văd că vă, vă protejați acum și căutați pe altcineva, pentru că vă gândiți că acea persoană. Dacă nu a fost înainte, bine, nu va fi nici de acum încolo. Și atunci vă gândiți să vă orientați spre alte persoane, să fiți cu altă persoană. Cam asta a fost pentru fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.